Vremea se menține apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros și în partea a doua nopții, pe arii extinse, va ninge. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 3 grade, iar cele minime între minus 4 și minus 2 grade Celsius. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat o zi normală din punct de vedere termic pentru această perioadă a anului. Am avut o maximă de 2 grade Celsius în timpul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de minus 3 grade. Ziua de mâine aduce temperaturi asemănătoare în cele 4 orașe ale județului Salaj. Astfel că în Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 1 grad în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea până la 0 grade Celsius. În Zalău, Administrația Națională de Meteorologie anunță maxime ce vor atinge valoarea de 2 grade în timpul zilei, iar minima va coborî în timpul nopții până la 1 grad Celsius. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele se vor opri la 2 grade, iar noaptea temperaturile minime vor scădea până la 1 grad. În zilele care urmează, vremea se menține cam la fel, astfel că sâmbătă meteorologii anunță o maximă termică de 2 grade în timpul zilei, iar minima se va opri noaptea în jurul valorii de 0 grade. Pentru ziua de duminică, meteorologii spun că maxima termică va ajunge până la 2 grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî până la minus 1 grad Celsius.